Recent am uh, intervievat pe canalul meu de YouTube doi uh, preoți ortodoxi. Unul dintre ei este, de fapt, diacon și profesor universitar la București. Uh, ambele interviuri sunt pe YouTube. Uh, Mi-am luat, așa, perec de palme serioase de la confrații mei evanghelici, cum am adus să postați pe canalul meu de YouTube să-și răspândească ereziile lor. Uh, motivul pentru care i-am intervievat este că există o diferență mare între a citi o carte de teologie fără să poți interacționa cu argumentele respectivului, să vezi cum răspunde la nelămurile tale și alta este să stai de vorbă cu un om să stai de vorbă și din punctul meu de vedere este o chestiune de bun simț să-l lași pe el să spună ce crede, da? Noi credem anumite lucruri despre tradiție și suntem siguri că ceea ce credem noi este adevărat. Nu vreau să jignesc pe nimeni care e aici, s-ar putea să fie câteva excepții, dar părerea mea este că un evanghelic clasic, dacă ar sta de vorbă cu un ortodox citit, ar fi făcut praf și pulbere cu sora Scriptura. Este opinia mea, poate nu este adevărat, dar în general eu cred că asta s-ar întâmpla, pentru că ceea ce credem noi despre tradiție, nu este neapărat ce cred ei despre tradiție și argumentele pe care noi credem că ei le-ar aduce în sprijinul tradiției nu sunt argumente pe care le-ar aduce ei în sprijinul tradiției. Și acum aș vrea să vă duc puțin în discuția aceasta despre tradiție, să vă prezint puțin argumentele, cel puțin a ortodoxilor, pentru tradiție și care cred eu că ar trebui să fie răspunsul nostru și dorința mea este să devenim mai buni în a explica, în a prezenta și în a înțelege pe ei. Da? Dacă ai vorbit cu un ortodox citit din nou, da, citit, pentru că și ei recunosc că sunt, să zicem, Ortodoxi obișnuiți care își trăiesc viața lor obișnuită și care nu știu să răspundă la întrebările pe care le pui și ei zic că ăștia sunt de fapt convertiții voștri, care de fapt nu știu ortodoxia bine. Dacă ai discuta cu unul dintre ei, n-ar ști ce să-ți spună, dar dacă ai discuta cu un om citit, ar ști ce să-ți răspundă. Dar dacă ai discuta cu unul citit, argumentul lui ar suna cam așa, împotriva solei scriptură și pentru a spune că tradiția este pe același nivel cu scriptura. Ei nu spun că tradiția este mai mare de Scriptura, din punctul meu de vedere, în schema lor tradiția ajunge să fie mai mare de Scriptura și voi demonstra de ce. Ei nu spun că tradiția este mai mare de Scriptura, ei spun că tradiția și Scriptura fac parte din Sfânta tradiție. Deși unii dintre ei explică alte lucruri. Deci tradiția și Scriptura fac parte din Sfânta tradiție. Această Sfântă tradiție este dată Bisericii Domnului Isus Hristos de-a lungul timpurilor. Și această Sfântă tradiție vine prin inspirația Duhului Sfânt. Da? Uh, acum, nu orice lucru pe care îl spune, de exemplu, un părinte al bisericii, pe care ei îi respecte și îi iau ca autoritate, este autoritativ. Lucru pe care el îl spune trebuie să fie recunoscut de biserică, să existe un consens, să existe sinoade ecumenice și așa mai departe. Deci nu automat dacă cineva a spus ceva din biserica ortodoxă, că el preot sau patriar și așa mai departe, este tradiția automat și ei primesc ca autoritate. Da? Deci ei au, 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 un filtru prin care trec toate lucrurile. Bun. Dar argumentul lor ar suna cam așa. Biserica secolului I, care încă nu avea Noul Testament, nu a avut Scriptura Noului Testament, deci nu putem vorbi de sola Scriptura. Cum să vorbești de numai Scriptura când nu ai Scriptura Noului Testament? Pavel, când se ducea și predica, predica din Vechiul Testament. De ce? Pentru că nu era scris Noul Testament, ceea ce este adevărat. De asemenea, în secolul I, primarea a fost predicarea și proclamarea. Nu Scriptura scrisă, care nu exista. Lucru cu care noi suntem de acord, că primar a fost întâi proclamarea și predicarea. De asemenea, spune ei, biserica a determinat canonul după câteva secole. Da? Deci ea a trăit câteva sute de ani fără canon definitivat. Și se vorbește de anumite concilii în care s-a recunoscut canonul. Dar oricum, asta vorbim de anul 300 și ceva, spre anul 400, da? Cum a trăit biserica până atunci? Și ei zic că a trăit fără canonul definitivat. Deci canonul, sola scriptură, nu este necesară pentru existența bisericii. De asemenea, zic ei, Duhul Sfânt este cel care ține biserica, el este viața bisericii și nici de cum scriptura. Evanghelicii sunt vinovați de bibliolatrie. Pentru că ei spun că mântuirea imediată de scriptură, viața noastră duhovnicească imediată de scriptură, viața bisericii imediată de scriptură și zic că la noi nu este așa. La noi viața noastră bisericească este mediată de prezența Duhului Sfânt în adunare, la care noi toți am spune amin! Și noi credem același lucru. Numai noi nu știm nimic despre cum lucrează Duhul Sfânt în mântuire, în sfințire, în slujire, în viața bisericii, în viața individului, fără scriptură. Da. De asemenea, zic ei, uite, de exemplu, Cristologia calcedoniană, pe care noi toți o aprobăm. E clar că nu e din scriptură. Unii găsești crezul la Calcedon în scriptură sau crezul la Tanasian. Nu e în scriptură. Da? ce este formulată de părinții bisericii. Și zice, voi evanghelicii, de ce selectați din tradiții ce vreți voi? Da? Recunoști că autoritatea anumite crezuri recunoaște tată tot ce au spus oamenii aia. Și de asemenea spun ei, Scriptura însă și ne spune că sola Scriptura nu este validă pentru că găsim scris că sunt multe alte lucruri care ar fi putut să fie scrise și dacă ar fi fost să fie scrise, n-ar fi încăput cărțile de pe pământ. Deci, sola Scriptura nu este validă, zic ei. Uh, lucru pe care aș vrea să-l fac în această sesiune nu este să vă întăresc sau să vă creez unora dintre dumneavoastră o aversiune față de tradiție. Tradiția nu este rea. Vreau să vă dau un sfat. Scrierile uh, imediat post apostolice, adică după perioada, să zicem, după anul 90... Scrile care au fost scrise imediat timp de 100 de ani, să zicem până în anul 200, dacă le citești pe toate, ascultați-mă, asta i a spune oricărui ortodox care ar fi de acord cu mine, care a citit și el. Dacă le citit pe toate, n ai ajunge niciodată ortodox sau catolic. Niciodată, ai rămâne evanghelic. Chiar asta este o încurajare fantastică pentru noi. Deci ce s-a scris imediat după perioada apostolică nu te aduce la ortodoxie. Motiv pentru care ei spun că trebuie să respectăm tradiția care a fost uh, uh, revelată, în ghilimele, sute de ani după aceea. Secolul 4, 5, 6, 7. Dar dacă citești imediat ce a fost scris după apostol, niciunul din... N-ai ajunge niciodată ortodox, niciodată. Și solid pe oricine, că e aici sau că ne va asculta cine știe când, să facă exercițiul ăsta, să citească scriele secolului 2 și să spună la ce concluzie ajunge. Pe orice doctrină. Pe orice doctrină. Deci, practicabilitatea acestei sesiuni este faptul că noi locuim în România. Populația religioasă majoritară este ortodoxă și dacă iubești pe oamenii ăștia, este imposibil să nu te intereseze ce cred ei măcar să semeni în inimile lor îndoială cu privire la ceea ce este fundamentul credințelor. Fundamentul credințelor nu sunt icoanele mai ca Domnului și Sfinții și cultul morților. Fundamentul lor este, tradiția are autoritate și pentru că în tradiție găsim cultul Sfinților, cultul mai Domnului, cultul icoanelor și așa mai departe, noi le credem. Înțelegeți? Fundamentul este Sfânta Tradiție. Tu trebuie să te duci acolo, că dacă te apuci de discutat de toate lucrurile astea, nu mai termin până la venirea Domnului. Iar dacă tu crezi că El se află în întuneric cu tradițiilor nebiblice, și iubești pe oamenii ăștia și crezi că multe din tradițiile astea au un fundament păgân întunecos și profund și vrei să-i atragi pe oamenii ăștia la Hristos și crezi că Sfinții și Maica Domnului și cultul morților și cultul icoanelor de fapt este o interfață care îi ține pe oamenii, îi blochează pe oamenii să ajungă să vadă slava Domnului Isus, este de interesul tău. Să știi ce cred oamenii ăștia, să știi ce crezi tu și să știi cum să răspunzi, cum să interacționezi cu ei. Evident, în dragoste, în blândețe și așa mai departe. Da? Asta este practicabilitatea acestui studiu. Eu cred că ar trebui o educație religioasă, serioasă, tuturor evanghelicilor care își iubesc prietenii, care își iubesc concetățenii, o educație serioasă în ce privește convingerilor cu privire la tradiție, cu privire la scriptură și așa mai departe. Bun. O să fac 10 distinții care sunt foarte importante, distincții care au de face cu convingerea lor despre tradiție. Prima distinție, tradiția apostolică și post-apostolică, adică de după apostol. Tradiția apostolică și tradiția post-apostolică. Dragii mei, există tradiție biblică. Există tradiție biblică. Termenul tradiție există în Sfânta Scriptură. Termenul predanie. Este un termen folosit în Scriptura Noului Testament, care exact asta înseamnă. Tradiție. Da? Găsim în mai multe locuri din Cuvântul lui Dumnezeu termenul tradiție sau predanie sau expresii care vorbe, uh, se referă la lucrul ăsta. Uh, am primit de la Domnul ceva am învățat, nu ceva am scris. După aia le-a scris și în Corinteni. Dar ce i învățat întâi? le au predat lucrul ăsta. A fost o tradiție, o predanie. Termenul predanie, tradiție, nu este ceva rău. Noi credem în tradiție, nu e ceva rău. Dar există o diferență între tradiția biblică și tradiția sau tradiția apostolică și tradiția Post-apostolică. Tradiția apostolică este ce ne-au dat apostolii, tradiția apostolică este ce ne-au dat oamenii care au venit după apostoli. Noi respectăm și primim tradiția apostolică pentru că a venit de la apostoli, care au fost trimiși special de Domnul Isus Hristos, să ne dea această tradiție. Iar noi știm despre tradiția asta, nu de la oameni care au trăit la 400, 500, 600 de ani distanță de apostoli, ci știm de tradiția apostolică de unde? De la apostoli. De unde o știm de la apostoli? Pentru că ei au scris niște cărți în care au inscripționat această tradiție. Ăsta este motivul pentru care noi nu respingem total tradiția, ci facem o distinție în tradiția apostolică și tradiția post-apostolică. Da? Tradiția apostolică a fost de asemenea orală. Tradiția orală. Pentru că în ortodoxie se vorbește foarte de Tradiția orală, tradiția orală. Și se vor da zeci de versete din Biblie care prezintă pe apostoli dând o tradiție, o învățătură oral, nescris. Ea există. Într-adevăr, în secolul I, până să se scrie Sfânta Scriptură, a fost o tradiție orală. Dar, din nou, a fost o tradiție orală în perioada apostolică. Iar această tradiție orală, verbală, predicată, ulterior a ajuns să fie consemnată. Deci, când un, un ortodox, în general, va discuta cu tine cam așa. Uite versetul ăsta care spune, Țineți învățăturile așa cum le-ați primit. Vezi că tradiția este valabilă? Și tu îi spui, da, e valabilă tradiția din vremea apostolilor. Tu îmi citezi un verset despre tradiția apostolică pentru a spune că e valabilă cea post-apostolică. Și este o confuză de categorii. Da? Apostolii au fost niște oameni, părinții bisericii de după aceea au fost alți oameni. Tradiția orală apostolică e ceva, tradiția orală post-apostolică a unor a altor oameni de după perioada apostolică este altceva, este logică, Uh, 101, da? 101. Bun. A doua distinție, autoritatea apostolilor și a părinților bisericii. Este o distinție necesară care are legătură cu prima. Autoritatea apostolilor și a părinților bisericii. Ascultați-mă, părinții bisericii, să zicem, au luat niște lucruri de la apostoli. Mergem pe logica ortodoxiei, da? Dar ce criteriu avem noi ca să judecăm dacă părinții bisericii ce au luat ei de la apostoli este apostolic? Înțelegeți ce vreau să spun? Ei zic, domnule, noi am luat ase... noi le avem de la apostoli. Cum pot eu verifica la 2000 de ani distanță că ce ai luat tu de la apostoli? Decât dacă am ceva lăsat de Apostol, după care să pot verifica că cei care au venit după ei, ce au spus ei, este în conformitate cu tradiția apostolică, corect? Al, altfel n-am cum. Cineva vine și spune, cu tăresc cum i-a spus așa. Cum pot eu verifica că tu ai spus așa? Și ceea ce spune el despre tine nu-i fals. Nu-i Nu-i face lucrul ăsta în fiecare zi. Dai un SMS. Auzi, ai spus cumva lucrul ăsta? Sau, uite, vreau să discut ceva cu tine. Mai ai spus cumva lucrul ăsta? Sau persoana a murit. Uite, mama mi-a lăsat pământul cu tare. Cum pot eu să știu că mama ți-a lăsat pământul cu tare? Mă duc și caut un... Ce? Un testament. Un testament. Iar apostolii ne-au lăsat un testament. Ăsta e singurul mod în care eu pot verifica. Altfel n cum, altfel tu mă poți prosti în orice privință. Poți să spui orice că apostolul a spus. De ce? Că așa vrei tu. Cum pot verifica dacă eu nu am un testament după care să verific că ceea ce spui tu este în compatibilitate cu uh, tradiția apostolică. Deci autoritatea apostolilor este primară. Autoritatea părinților bisericii este derivată, este post-apostolică, este de după apostol. Și un lucru foarte interesant legat de autoritate. Nicăieri în Biblie, apostolii înșiși nu ne-au spus că ei vor delega autoritatea lor de a da revelația altor oameni. Nicăieri. Deci măcar o un apostol să zică, mă, fiți atenți. Nu doar noi avem autoritate. Deci acum nu vorbim doar de revelare, da? Cu, a cuvântului lui Dumnezeu. Nu doar noi avem autoritate. Vor avea și alții după noi. Mergeți așa pe linie, pe succesiune apostolică și lucrurile o să fie în regulă. Ăștia o să vă spună ei ce trebuie să credeți. Nicăieri nu găsește ce facă. Ei, din potrivă, să întorc și zice, la ce v-am spus de înainte, țineți-vă de ce v-am spus mai de, din... măi, așa cum ați primit. Uite, vă scriu și o epistolă ca să consemnez, rămâneți după lucrurile astea. L-am trimis pe Trofim sau l-am trimis pe Timotei sau l-am trimis pe Silvan să vă autentifice că ce vă spun eu, asta îi. Să nu cumva să primiți o epistolă ca și cum ar fi venit de la noi. Așa mă semnez eu, Pavel. De deci ce l și lua măsuri de siguranță ca tu să nu crezi altceva decât ce este apostolic? Este foarte important lucrul ăsta. Și Biblia este plină de dovezi de felul acesta. Nicăieri apostolii ne spun că autoritatea lor se transmite la cei care vin după ei. Acum, noi credem că suntem o biserică apostolică. Dacă ne ținem după scrierile apostolilor. Biserica apostolică nu este biserica care a adăugat lucruri pe care apostolii nu le-au spus sub pretenția că apostolii le-au spus și au fost păstrate oral pentru ei. Dar ei nu pot să demonstreze nici cum că au venit de la apostoli. A, nu e apostolic. Nu este apostolic. Apostolic este dacă respect ce au lăsat apostolului. A treia distinție. Facem o distinție între tradiția proclamată și inscripționată. Noi credem că tot ce a considerat Dumnezeu că ne trebuie pentru astăzi a fost consemnat în Sfintele Scripturi. Da? Dar cum putem noi dovedi asta? Mă, poate a fost ceva ce Dumnezeu, odată apostolilor, i-a vestit oral, dar noi nu știm. Ce crezi? Poate corintenii au auzit ceva în predicele lui Pavel sau colosenii sau Efeseni, Ceva ce nu știm asta. Noi nu știm asta. Dar biserica ortodoxă știe. De ce? Pentru că ei au luat tradiția orală și au păstrat-o după aceea. Dar dacă noi ținem numai Biblia, nu avem de să știm lucrurile alea și am pierdut. Dar uitați. Apostolii ne spun că tradiția orală sau verbală a fost consemnată în epistolele lor. 2 Tesaloniceni, 2 cu 15 dintre voi îți va citi versetul ăsta foarte des. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit. Fie prin viu grai, dar ce spune el după aia? Fie prin epistola noastră. El a întărit cu epistola ce li s-a dat prin viu grai. De exemplu, avem în scriptură de exemplu unor slujitori însărcinați să confirme și să repete ce a fost scris. Astfel încât tradiția orală proclamată să fie identică cu cea scrisă. Zice așa, am trimis pe Iuda și pe Sila, fapte 15 cu 27, am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune, prin viu grai, ascultați, aceleași lucruri. N-a nimic. Să vă spună aceleași lucruri. De deci, ce interneau verbal aceleași lucruri? Uitați Luca. Luca precizează faptul că Evanghelia lui este scrisă pentru a exista o consemnare o inscripționare a tradiției orale. Sigur că a fost tradiție orală. Povești, istorisiri despre Domnul Isus, O grămadă cu, cu duiumul. Dar el zice așa. Am găsit și eu cu cale prealesule Teofile. Luca a fost un colaborator al lui Pavel. După ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia sau de la originea lor, de la începutul lor, să ți le scriu, ascultați cuvântul, scriu, da? Să ți le scriu, în șir unele după altele ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Deci ei le-au auzit înainte prin viu grai. Adevărat. Dar el spune eu ce-am făcut acum? M-am hotărât să le scriu ca să existe o temeinicie, o temere, o temelie la ce crezi tu. Să nu rămâi să speculezi. Dar dacă mi am spus o poveste care nu e adevărată și el spune eu care sunt colaborator apostolilor, s am scris un lucru ca să ai un temei, să ai o siguranță. Cu alte cuvinte, dacă n-ai avea scris, n-ai avea o temeinicie pentru ce s-a spus prin vreu garai. A existat tradiție proclamată. Dar această tradiție proclamată, Scriptura ne arată că ea a fost inscripționată. Tu poate întrebi, o mai fost lucruri care s-au spus în secolul întâi pe care eu nu le știu? Cel mai probabil da. Dar Dumnezeu atât a vrut să știi. Dumnezeu atât a vrut să știi. Iar dacă cineva îți spune, când Domnul Iisus era micuț, lua porumbei, făcea din lut și pf, sufla și se făceau așa, ființe vii zburătoare, dacă tu vrei să crezi asta, poți să o crezi. Dar ea nu este din Sfânta Scriptură și tu n-ai niciun mod, n-ai niciun mod prin care poți cunoaște că s-a întâmplat sau nu asta, corect? N-ai niciun mod. Poate s-a întâmplat. Dar poate nu s-a întâmplat. Cum poți tu să dovedești că s-a întâmplat sau nu? Decât să crezi pe altcineva că el are autoritate să-ți spună ție lucrul ăla. Dar cum poate el să dovedească că el știe lucrul ăla? mi-a spus altcineva. Ăla la alt cum poate să dovedească? Mi-a spus altcineva. Și a și așa, te duci până în spate, până la apostol și te spune, păi mie mi-a spus apostolul. Cum poți dovedi că ți-a spus apostolul? Nu pot. Sorry. Asta este. A, a treia distinție. A patra distinție. Inspirația și iluminarea Duhului. Inspirația și iluminarea Duhului. Inspirația se referă la lucrarea Duhului Sfânt, de revelarea Sfintelor Scripturi prin apostolii și delegații lor. Da? Asta e inspirația. Iluminarea Duhului este lucrarea Duhului Sfânt prezentă în toată istoria bisericii, în viața tuturor credincioșilor, pentru a da înțelegere pentru scripturile care au fost inspirate. Deci inspirația este o lucrare care a existat doar în secolul I. Eu nu știu pe nimeni astăzi afară de niște secte din astea ciudate care pretind că au inspirația Duhului Sfânt, nu știu pe nimeni, niciun credincios astăzi care să spună că există o inspirație a Duhului Sfânt. Dar Biserica Ortodoxă pretinde că există inspirația Duhului Sfânt în toată istoria Bisericii. Revelare de lucruri noi, de practici noi, de crezuri noi, ei spun compatibile cu Biblia, pentru toată istoria Bisericii, da? Acum, noi credem că Uh, există lucrarea Duhului Sfânt astăzi în biserică, când un ortodox spune a, păi voi sunteți bibliorati. Nu, noi credem că Duhul Sfânt este cel care ține biserica la o la altă, dar că Duhul Sfânt nu ne inspiră acum, ci Duhul Sfânt ne iluminează. Ne iluminează. De asta Biblia spune că biserica este înteme întemeiată pe temelia apostolilor și prorocilor, nu pe temelia părinților bisericii. Uh, a cincea distinție, inspirația apostolilor și interpretările părinților bisericii. De asta vă recomand. Dacă vreți, eu vă voi pune la dispoziție niște linkuri de unde puteți da da cărțile astea gratuit din secolul 2 pe care să le citiți, să vă convingeți singuri. A cincea distinție, inspirația apostolilor și interpretările părinților. Părinții bisericii, într-adevăr, sunt de ajutor în interpretarea și exegetarea scripturii. Dar ei nu sunt infailibili, adică nu sunt fără greșeală. În timp ce apostolii... Au fost infailibili când au scris Sfânta Scriptură. Și aici veți auzi des menționate anumite derapaje din viața apostolului. Și zic, păi nici apostolul nu a fost infailibil. Uite, de exemplu, în Galateni, Pavel povestește despre Petru când a căzut în fățărnicia aia de față cu iudei, nu mai mânca cu neamurile. Dacă când erau plecați iudei, știți ce a făcut el. Și că Petru l-a mustrat. Adevărat! Noi nu vorbim de infailibilitatea trăirii apostolilor, ci noi vorbim de infailibilitatea scrierilor la apostolilor. Pentru că dacă atunci când apostolii au scris, n-au scris în infalibil, Dumnezeu știi tu ce e greșit și ce nu e greșit. Corect? N-ai să știi. Poți fi greșeală oriunde. Acum, autoritatea scrierilor a a canonice este unică și deasupra autorității părinților bisericii, da? Care au greșit deseori în ceea ce au spus. Părinții bisericii au greșit deseori în ceea ce au spus. Unii dintre ei s-au contrazis între ei în puncte fundamentale. Deci nu poți să mă duci la părinții bisericii și să spui că ei sunt autoritate uh, asemănătoare sau de ceeași natură cu cea a apostolului când ei au greșit. Cine hotărăște unul greșit și unul greșit? Despre asta puțin mai încolo, da? Deci noi nu avem motive temeinice să credem că Duhul Sfânt a oferit în biserică alte oficii decât acelea evidențiate în Scriptură pentru a transmite o revelație ulterioară. Ascultați-mă, Biblia spune, biserica este întemeiată pe Uh, temelia apostolilor și prorocilor. Apostol și proroc sunt oficii. Oficii. Ca și cum mai spune că e mecanic sau doctor. El are oficiul ăsta de doctor, a făcut o școală pentru asta, știe niște informații și are niște instrumente cu care lucrează. La fel au fost apostolii și prorocii. Biblia nicăieri nu ne spune că există alte oficii decât cel de apostol și proroc care stă la temelia bisericii. Nu ne spune. Din punctul meu de vedere, în concepția ortodoxă, temelia bisericii se, în, se, se întinde și după perioada apostolică după, când ei au pus temelia. Ea se întinde, se încă se mai pune temelia, se mai pune temelia, se mai pune temelia. În timp ce apostolii spune temelia, Pavel spune în 1 Corinteni 3 eu am pus temelia care este Hristos, acum fiecare se ia seama cum, se ia seama cum clădește, cum construiește deasupra, la temelia nu mai lucrează nimeni. Dar dacă ascultați mă dacă după perioada apostolilor cineva mai aduce revelații exact ca apostolei, înseamnă că temelia nu s-a terminat de pus. Și că Pavel nu a avut dreptate. Că biserica încă nu s-a terminat de întemeiat. Că temelia încă se mai pune. Prin Irineu, prin Policar, prin alții care au urmat imediat după aceea, care au fost într-adevăr niște sfinți, care au apărat credința creștină. Dar Biblia nicăieri nu vorbește, nici apostolii, nici Biblia în orice altă scrie nu vorbește despre alte oficii pe care Hristos să le fi dat în afară de cei de apostoli și proroci prin care să aducă revelație. Ajungem la așa sa distinție, recunoașterea și determinarea canonului. Este adevărat că în secolul I, după ce a murit ultimul apostol, bisericile pe tot întinsul Imperiului Roman, nu eram într-o coeziune, într-o unitate cu privire la ce este canonul. Adică este probabil că să te fi dus într-un loc și să îți spui care e canonul, care e scriptura. Și el să fi spus 20 de cărți. Este probabil să te fi dus în alt loc și el să-ți fi spus 15 cărți. Și atunci tu zici, vezi că ăștia nu aveau canonul nou lui Testament? Că a fost necesară ca să vină biserica? Să ne spună care e canonul. Ea o ales, ea o determina care e canonul. Deci dacă biserica ortodoxă ne-o da nouă Biblia, cum poți să spui tu că Biblia e autoritate finală când altcineva ți-o dație Biblia? Deci dacă biserica ți-a dat Biblia, înseamnă că biserica te învață care e Biblia, ce înseamnă Biblia, deci tu trebuie să asculti de biserica asta. Nu de Biblie, că tu dacă stai tu singur sub copac cu Biblia, o să înțelegi prostii. Ceea ce e foarte probabil. Ceea ce e foarte probabil. Deci, zic ei, dacă biserica a determinat care este Scriptura, tu trebuie să accepti nu doar determinarea canonului, ci trebuie să accepti toate deciziile canonice ale bisericii. Biserica nu doar a determinat un canon, ci toate deciziile ei, a bisericii întregi, toate deciziile ei sunt canonice. Ce înseamnă canonic? Pe care tu trebuie să... canon înseamnă dreptar, învățătură de care trebuie să ții. Deci biserica ne-a dat un canon și a decide canonic. Deci rămâi la biserica ortodoxă. Biserica care ți-a dat scriptura aia, măi, cu care te lauzi tu. Biserica ți-o dat -o. Cum poți să părăsești biserica, sectarule, și să rămâi cu Biblia pe care i ți-o dat -o? Ai luat Biblia, ai furat-o și ai plecat. Păi ia-ți-o dat-o! Și după aia ai scos câteva apocrife că nu ți-au convenit ceva din ea? Biserica ți-a dat-o. Vezi dacă pleci de la biserică ce se întâmplă? În ce hal avungi? Ce răspuns avem? Este o distinție între a determina canonul și a recunoaște canonul. Asta este distinția așa pe care o facem. Este o distinție mare. Faptul că uh, eu recunosc un lucru sau îmi dau seama că un lucru într-un fel sau altul nu schimbă cu nimic natura lucrurilor respectiv. Corect? Ce crede eu despre un lucru nu afectează nimic lucrul respectiv. Cu alte cuvinte, s-a început scrierea cărților canonice. Imaginați-vă, s-a scris una, două, trei, patru și așa mai departe și s-a scris ultima carte canonică. În momentul în care s-a scris ultima carte canonică, tot canonul Noului Testament era la vremea respectivă pe pământ, corect? Indiferent cine își dădea seama că există sau nu există. El exista pe pământ. Deci noi determinăm sau vorbim de determinarea canonului ontologic, cum a fost el lăsat de Dumnezeu. Din perspectiva lui Dumnezeu, când s-a scris Apocalipsa, s-a încheiat canonul. Indiferent cine știa că s-a încheiat sau cine nu știa că s-a încheiat. Lucrarea lui Dumnezeu în biserici și în biserică de a ajuta credincioșii sub supravegherea episcopilor și a prezbitorilor și a păstorilor, de a recunoaște care e Scriptura, este altceva. Altceva. Deci biserica nu a scris Biblia, ci biserica a recunoscut Biblia. Atunci când biserica a recunoscut canonul, la sute de ani distanță, după ce el a fost scris, biserica a recunoscut canonul, nu l-a determinat. Ei nu au zis, mă, hai să hotărâm noi care e canonul. Noi decidem că noi avem autoritate. Mă, nu vrem epistola către coloseni. Nu e știți ce au făcut? Ei au avut niște criterii păstrate de la apostoli și au zis, după criteriile astea, o să aflăm care scrierile venite din perioada apostolilor. Niciunul dintre ei în vremea aceea nu a spus, hai să decide-o care e canonul. Nimeni nu se gândea în termenii ăștia. Absolut nimeni. Deci este o diferență mare între a determina, a scrie canonul și a recunoaște canonul. De asemenea, a șapta distinție, care este foarte importantă. Cine a scris canonul? Biserica sau apostolul? Pentru că vedeți în momentul în care cineva spune, biserica a determinat canonul, e ca și cum biserica toată s-a strâns și a scris canonul. La asta te aștepți. Dar biserica n-a determinat niciodată canonul. Iar nu l-a scris. Este evident că oameni din biserică au scris canonul, dar nu biserica a scris. Da? Oamenii ăștia din biserică au scris canonul, iar ei nu au fost aleși de biserică ca să scrie canonul. Aveți în scriptură scris undeva că biserica a ales pe cine să scrie canonul? Nicăieri. Ne spune scriptura undeva că biserica a scris biserica canonul? niciunde. Hristos a ales oameni din biserică înainte să existe biserica și le-a promis că ei vor scrie canonul pentru biserică. Dar în ortodoxie este fundamental să accepți lucrul ăsta. Biserica ne-a dat canonul. Biserica ei chiar folosesc. Biserica a scris canonul. Nu, biserica n-a scris niciodată canonul. Niște oameni care au existat înainte de înființarea bisericii, la 50 mei, au scris canonul. Ei au scris canonul, nu biserica. Ba, din potrivă ne spune Scriptura, nu doar că biserica n-a scris canonul, că ea ne-a dăruit canonul, ci că scrierile apostolilor și prorocilor au pus temelia bisericii. Asta spune Scriptura. Biserica, în 2, casa lui Dumnezeu care este întemeiată sau zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Deci întâi e temelia și după aceea e casa, biserica. Da? Deci noi trebuie să facem foarte clar distinția între procesul de revelare a Scripturii prin apostoli și uh, delegațiilor procesul interpretării scripturii, care, interpretării scripturii care există, procesul de recunoaștere a scripturii care deja există, procesul de copiere a scripturii care deja există. Da? Deci astea sunt niște faze distincte. S-a revelat scriptura, ea a fost proclamată oral, s-a scris scriptura, s-a copiat, s-au copiat aceste scripturi și avem deja tradiții de manuscrise, da? Și apoi s-a recunoscut această scriptură după manuscrisele care erau și s-au uh, interpretat aceste scripturi. Ceea ce noi facem astăzi este să tipărim scriptura și să o interpretăm. Și asta s-a întâmplat în toată istoria Bisericii. Uh, de asemenea, aș vrea să mă întorc puțin la autoritatea apostolică, al optelea lucru pe care vreau să-l spun, autoritatea apostolilor. Mă întorc puțin la lucrul ăsta. Dacă. Scrierile din tradiție și ale părinților biserici au o autoritate similară cu cea a scripturii sau este de același nivel și părinții biserici ne pot spune ce anume din tradiție vine de la apostol înseamnă următoarele lucruri. Deci logica lor funcționează cam în felul acesta. Părinții biserici au venit imediat după apostol. Măi pe cine să întrebăm noi ce vine de la apostoli? nu e mai normal să întrebăm pe ăștia imediat care au venit după ei? E ca și cum cineva vrea să afle ceva despre tine după ce tu ai murit. Pe cine să întrebe? întrebe pe copii și pe nepoți, corect? De parcă copiii și nepoții n-ar putea inventa nimic. Asta este logica. Care ea pare la un moment dat foarte atractivă. Dar mă, îi întrebăm imediat pe care au venit după. Să ne spună ce-au mai zis ei și nu au scris. Dar dacă ar fi așa, Înseamnă că părinții bisericii, eu mă refer la cei care au venit după apostoli, da? Sunt o clasă superioară de oameni. Superioară apostolilor. Pentru că ei sunt capabili să ne analizeze pe apostoli, pe cei din tâi, da? Și să decidă ce trebuie păstrat din ce vine din perioada apostolică. Ei spun asta, da? Asta nu. Vă spunem noi că noi suntem copiii lor. Înțelegeți care este pericolul? Înseamnă dacă părinții bisericii dacă părinții bisericii determină ce trebuie păstrat de la apostoli și ce trebuie păstrat, să zicem, de la cei care vin imediat după apostoli, înseamnă că ei sunt superiori și părinților apostolici și apostolilor. Pentru că ei ne spun ce să luăm de aici. Înseamnă că nu apostolii au pus temelia. Ăștia de fapt au pus temelia. Deci e exact invers, da? Și întrebarea este, avem pe apostoli părinții apostolici, cei care vin în secolul 2 și părinții bisericii secolele la rând, da? Întrebarea este, cine evaluează pe părinții bisericii care să ne, ca să ne asigure că evaluarea pe care părinții bisericii o fac părinților post -apostoli și apostolilor este corectă? De unde știm că evaluarea lor este corectă? Decât că trebuie să-i credem pe, lor pe, pe ei pe cuvânt. Înțelegeți? Sunt niște fracturi de logică în argumentele pe care ei le aduc, pe care noi trebuie să le, să le observăm, da? Când lucrurile sunt foarte simple. Apostolii ne-au lăsat scrierilor lor, ne-au lăsat oamenii în vremea lor, care au autentificat că scrierile astea sunt al lor, s-au semnat într-un anume mod ca să autentifice lucrurile acestea, au trimis scrierii în mai multe locuri, unul a spunea duceți-vă la ceilalți și luați epistola lor, ăsta l-a spunea duceți la ceilalți și luați epistolele lor, deci a lăsat mai multe, a făcut mai multe manevre ca să se asigure că nimeni nu vine cu epistole false care să fie considerate apostolice. Iar noi venim după noi, Venim pe perioada apostolilor și zicem, nu, știm noi niște lucruri pe care le-au le le spus apostolii, nu sunt scrise de apostoli. Trebuie să ne credeți pe noi că alea vin de la apostoli. Nu în sens, n-are cum. E imposibil. I-au lăsat mecanisme de verificare, da? În cel mai bun caz, autoritatea părinților bisericii este o autoritate derivată, ca așa noastră, da? O autoritate derivată din autoritatea apostolică că cât timp mă țin de uh, scrierile lor, da? Biserica, de exemplu, de-a lungul timpului, a acceptat anumit părinți ca autoritativ, după care i-a respins. Pentru că nu a existat un consens în acceptarea învățăturilor lor. Da? Acum, cum putem noi verifica astăzi, la 2000 de ani distanță, că părinții bisericii, să zicem, prin anii 300, 400, 500 și așa mai departe, cum putem verifica că nu s-au strecurat erori mai fine în biserică care au ajuns să fie acceptate pe scară largă? Cum putem verifica? Dacă ei știu alte lucruri pe lângă Biblie, răspunsul este nu putem verifica. Trebuie să-i credem pe cuvânt. N-ai cum să te întorci în timp să verifici. Că, de fapt, doar într-o zonă era o eroare răspândită, în alte zone nu era. Dar acolo au fost episcopi mai proeminenți care au făcut erorile proeminente și acceptate pe scară largă în biserică. Ceea ce s-a și întâmplat, de fapt. Dar dacă eu nu am sola scriptură, cum pot verifica asta? Răspunsul este, nu poți. Nu ai cum. Nu ai cum. Uh aș merge spre a noua distinție, interpretarea la interpretare. Este ea subiectivă sau autoritativă? Am mai spus lucrul ăsta. Unii din părinții bisericii se contrazic între ei. Din punctul meu de vedere, mulți dintre ei se contrazic chiar cu Scriptura. A susține că părinții bisericii au o interpretare autoritativă, infailibilă, a Sfintei Scripturi, și da? că ei ne pot spune ce-au vrut să zică de fapt Isus. Știți că în mediul ortodox, bine, un ortodox citit, va nega lucrul ăsta, dar mediul ortodox, ați auzit o grămadă de oameni. Domnule, eu nu interpretez Biblia, eu nu citesc Biblia. Părintele nu mă lasă să citesc Biblia, eu mă duc la ascult ce spune el. Asta este în realitate, în practică. Oricât ar nega ei și ar spune, nu, noi nu avem nicio problemă să citească Biblia. În momentul în care ei au autoritatea de a tălmăci Biblia, asta presupune că nici Isus, nici apostolii n-au fost suficient de clar când au vorbit prin Duhul Sfânt. ce mai clar sunt părinții bisericii și după ei Preoții și așa mai departe, care ei ne spun ce au vrut să spună, preoții de astăzi trebuie să ne spună ce au vrut să spună și părinții bisericii când au vorbit despre părinții apostolici care au vorbit despre apostoli. Dacă biserica recunoaște că părinții biserici au rostit și învățat lucruri greșite, cine selectează ce-i greșit și ce e fals, ce-i greșit și ce e adevărat, ce e fals și ce adevărat? Că biserica cunoaște că au fost părinți biserici care atunci când au vorbit în anumite momente, lucruri pe care le-au spus ei nu sunt bune. Bun, cine spune ce e bun și ce e nebun? Dacă nu Biblia. Bun, cine i-a pus pe oamenii ăștia să ne spună ce e bun și ce nu e bun din, părin din părinților bisericii? Cine i-a pus pe oamenii ăștia? Cine, cine le-a dat standardul după care să verifice? Înțelegeți? Ce e bun și ce nu e bun? Dacă nu Biblia este o fundătură în care te duci și care nu mai poți fi niciodată. Da? Dacă se spune că biserica e judecă, că așa se spune, biserica e judecă, bun. Noi avem exemple că biserica, din vremea chiar a apostolilor, deci când erau oameni cu cea mai mare autoritate, avem momente în care bisericile au făcut lucruri prostești. Cum poate biserica failibilă să judece ce vine infailibil de la apostoli? Biserica nu este infailibilă. Uitați-vă la noi. Nu este, sub absolut nicio formă, da? Dacă mi se spune, bun, standardul nu e biserică, e Sfânta Tradiție. Bun, dar recunoști că Sfânta Tradiție are greșeli. Și că în tradiția bisericii au fost oameni care sunt acceptați ca autoritativi, dar nu în toate lucrurile. Deci tradiția bisericii nu este ceva infailibil. Ca tradiția să judece propria ei tradiție. Cum poate o tradiție greșită să judece tradiția care are greșeli, ce-i greșit și ce nu-i greșit? Când ea e greșită? În multe aspecte, da? Deci trebuie un standard, este necesar, absolut necesar un standard anterior tradiției, absolut aparte de tradiție, da? ante tradiție prin care să putem judeca uh, tradiția. Da? Uh, și ultimul lucru, ultimul punct, uh, autorii biblici și preluarea tradiției. Ăsta este un argument pe care din nou îl veți auzi foarte des că autorii Sfintei Scripturii au scris din tradiție. Citiți, de exemplu, în Iuda, în 2 Petru, lucruri care nu sunt afirmate în Vechiul Testament. Da? Uh, vă las pe voi să descoperiți. Tradiții, lucruri care spuneau în tradiție, în tradiție evrească. Și apostolele le-au luat de bune. Și zice, uite-te la apostoli, că au luat niște lucruri din tradiție care nu sunt scrise în Vechiul Testament și le-au prezentat ca și cum ar fi Scriptură. Deci, zic ei, și Scriptura și tradiția sunt surse de autoritate. Păi dacă Apostolul Pavel sau Apostolul Petru o lua din tradiție, noi de ce să nu luăm? Iar răspunsul foarte simplu este următorul. Pentru că tu nu ești Apostolul Petru. Simplu. Apostolul Petru a fost ales de Domnul Isus Hristos ca și Apostolul Pavel, ca și alți delegații lor, au fost aleși ca să ne aducă revelație. Și ei au spus, uite, din tradiția pe care noi am auzit-o de la evrei, lucrul ăla nu e adevărat, într-adevăr. Vine pe cale orală, e adevărat. Îl scriem în Scriptură. Dar pe cine am eu astăzi asemănător ca Apostolul Pavel și Petru ca să-mi spună direct cu revelații de la Dumnezeu lucrurile din tradiție corect? Am pe cineva? Nu am. Deci, accept din tradiția evreilor sau din tradiția secolului I doar ce a ajuns să fie în scriptură și ce au spus ei, măi, asta ce s-a spus oral, prin viu grai, este adevărat. Vă lăsăm scris aici. Deci faptul că apostolii au luat din tradiție nu înseamnă că eu trebuie să iau din tradiție. Pentru că eu nu sunt apostol. N-am fost ales de Hristos să fiu apostol, n-am fost ales de Hristos să aduc revelație, nu mi s-au dat daruri speciale ca să aduc revelație de la Dumnezeu. Deci nu pot, n-am de unde să știu. N-am de unde să știu ce vine de la apostol și ce nu vine. Da? Poate visez într-o noapte ceva. Uite, dimineața am visat Uh, chiar dimineață, dar m-a trezit uh, nevastă mea și nu mai... Am visat introducere pe care vreau să o fac la Sola Scriptura, la sesiunea întâi. Dar fiindcă am mai stat puțin în pat, am uitat-o. Și mi suporte o introducere foarte bună. Uh, dar asta e, am pierdut-o. Dar cum să am eu revelație? De, de unde să știu eu că e apostolic, nu e apostolic? Cum hotărăsc? Sau ne strângem noi toți și hotărâm că introducerea pe care am visat-o eu, presupunem că am ținut-o minte, era una bună? N-ai cum să știi. n -ai cum să știi. Da? Deci ei au preluat tradiția, asta nu înseamnă că noi putem prelua tradiția. Bun. Și acum, vreau să fac, să aduc o șarjă de argumente foarte rapide, uh, prin care aducem o critică constructivă, nu agresivă, modelul Sfânta Tradiție. Deci, Sfânta Tradiție are Scriptura și tradiția pe același nivel de autoritate. Dacă citești literatura secolului I, în ciuda confuzii care era în secolul I cu privire la Scriptură, nu, nu găsește nicio scrie că biserica s aștepta ca să existe o tradiție fluidă. Domnule, să tot să scrie, să tot să scrie, secolele la rând. De asta vă îndemn să citiți literatura secolului I. Din potrivă vezi că ei întotdeauna fac referire la scririle canonice ca ceva definitivat. Nu ceva fluid, elastic. tot se întinde până în secolul 7, 8, 9, în continuu. Toți iau decizii canonice, sinoade ecumenice, care hotărăsc lucruri care nu se găsesc deloc în Sfânta Scriptură. Nici vorbă. Când citești literatura secolului I, vezi că oamenii fac referire în continuu, citează din Scriptură abundent. Abundent. Da? Să presupune, fiți atenți, că cineva din secolul II ia o carte, o epistolă scrisă de Ignație, da? Și el o consideră scriptură. Și-o greșit aici. Și el spune, mă, uite, citesc din Scriptură, însuși faptul că el îl citează pe Ignatie, da? crezând în mod greșit că aia e Scriptura, arată că el vrea să se raporteze la ce? La Scriptură. Chiar dacă o greșit, care e Scriptura? Dar arată că el accepta autoritatea. Măi, noi nu credem ce spun alții. Uite ce a spus Ignatie în Scriptură. Înțelegeți? Asta înseamnă că el accepta o greșit în, în lărgimea sau în gustimea canonului, dar n-a greșit în principiul de autoritate pe care îl recunoaște, adică anumit, anume Scriptura. El nu a zis, strângem biserica să ne spună biserica în consens ce părere are despre lucrul ăsta. Nu, el făcea referire la niște scrieri. Se ducea la ceva inscripționat. Al doilea lucru, apostolii, pe când scriau scrierile lor apostolice, nu așteptau niciodată ca biserica să recunoască dacă și care din cărțile lor sunt inspirate. Pentru că asta spune biserica ortodoxă. Biserica ne dă canonul. Biserica ne spune ce e în tradiție orală. Unde vezi pe apostol să la Coloseni și zice ce părere aveți despre ce v-am scris eu aici? sau la Efeseni. Ce părere aveți? Hai să facem uh, un sinod de și să vedem dacă ce am revelat eu este de la Dumnezeu sau nu. Ce face Apostolul Pavel? Cine nu ascultă de învățăturile pe care e liber. Păi stai, Pavel, sinod ecumenic frumos, să vedem dacă ce ai spus tu, e revelație. Biserica Pavel, Pavel, e nu tu singur, ai tu revelații. Biserica hotărăște ce îi revelație. e revelație. Nici vorba de așa ceva. Nici vorbă. El vine cu autoritatea apostolică, el pune temelia. Și obligă biserica să recunoască ce a scris el. Să se supună la ce a scris el. Spune prezbitorul, cine n ascultă de ce am spus eu, face asta, asta și asta. Prezbitorul, stai, bă, Pavel, ce teorie tu despre conducerea bisericii ai? Stai puțin, să vedem, conciliul e cu mea, vedem cum e, vedem cum Nu, nici vorbă. Apostolii n-au cerut și nu s-a așteptat niciodată ca biserica să recunoască dacă scrierile lor sunt inspirate și care din scrierile lor sunt inspirate. Uite, Pavel am acceptat două epistole, dar asta mi se pare că ai ceva firesc în ea. Și ai prorocit, dar o interveni și ceva firesc din mintea ta. În timp ce venea revelații la Dumnezeu, ai mai băgat tu paie pe lângă grâu. Nici vorbă de așa ceva. Cine și-ar fi permis să spună apostolului Pavel așa ceva? Decât apostații. De asemenea, pretenția Asta este ideea cu sinoadele ecumenice și cu consensul. A venit biserica și a recunoscut canonul. Pretenția uniformității consensului cu privire la canon este falsă. Dumneavoastră știți că biserica ortodoxă rusă, de exemplu, nu recunoaște apocrifele ca fiind uh, inspirate la fel ca scrierile scripturii în timp ce biserica ortodoxă română le recunoaște. Eu pe cine să cred? Pe cine să cred? Pentru că doar apocrifele, de exemplu, conțin uh, jertfe aduse morților. Pe cine să cred? Uite, este un cult întreg care se bazează doar pe câteva versete din apocrife. Un cult întreg al morților. Pe care trebuie să-l accepți de ce? Că există într-un apocrif. Bun, dar o biserică zice, o biserică ortodoxă zice că sunt, o biserică ortodoxă zice că nu sunt. Deci ideea asta că în nu știu ce secol, toată biserica de pretutini ne-a avut la o înțelegere perfectă de despre canon, este falsă. Este falsă. Scriptura este, scriptura indiferent de oamenii, de bisericile care au recunoscut sau nu au recunoscut de-a lungul timpului. Luther. Și ce a spus despre epistola către Iacov? Este o epistolă de paie. Pentru că în Iacov găsește omul, nu este justificat numai prin credință, ci și prin fapte. Când nu a auzit Luther așa ceva, băi, clar, asta e în contradicție cu Pavel. Dar el nu era în contradicție cu Pavel. Era în contradicție cu interpretarea lui Luther al lui Pavel și al lui Iacov. Deci Luther avea probleme cu Iacov pentru că îl înțelegea greșit pe Iacov, nu pentru că Iacov o scris greșit. Acum era, cum era ca noi să ne luăm după Luther? Bă, dacă Luther o zise așa, știe mai bine, Eu cunoaște el cu apostoli, știe el mai bine că Iacov nu are ce căuta aici. Nu, o acolo. Singura carte de exemplu pe care Calvin n-a comentat-o a fost Apocalipsa. Să uitat pe acolo. Zic, bă, Asol. Nu înțeleg. Și pe aici. Dar nu a zis, o scoatem de aici, că nu înțeleg eu. Păi eu o scalvin. Adică cum să nu înțeleg eu? Păi nu știu eu. Nu. A lăsat-o. Părinții bisericii. Singura doctrină, să zicem, fundamentală pe care nu s-au pronunțat foarte tău, foarte clar cum s-au pronunțat pe Dumnezeirea lui Hristos, Sfânta Trăimie și așa mai departe, a fost escatologia. Au existat păreri diferite, le-au lăsat așa. Pentru că acolo era cam multă ceață. Unul credea în mileniu, altul nu credea. Și au mers în continuare așa. Dar nu s a apucat să smulgă cartea din Biblie, da? Ea a fost recunoscută în continuare canonic, indiferent că ei o înțelegeau sau nu o înțelegeau, da? În secolul IV, deci biserica nu a făcut nimic cu cărțile canonice. Nu a făcut nimic. El există acolo, ea doar a recunoscut, da? A fost un consens în recunoaștere. Dacă biserica ne-ar fi dat canonul, înseamnă că canonul este un act meritoriu al bisericii, nu al Duhului Sfânt. În vremea poporului Israel, de exemplu, avem canonul Vechiului Testament. Și aici este un paralelism. De câte ori prorocii când se duceau la evrei spuneau hai să verificați că prorociile mele sunt infailibile. De câte ori? Niciodată. În general, poporul Israel nu recunoștea prorociile. Vine prorocul și zice asta e de la... Ăsta nu mai aduce, că asta numai de rău zice. N-are cum să fie adevărat că zice numai de rău. Și să vine, scena e foarte frumoasă, o să meargă extraordinar. Nu îți prorocesc cum vrei tu, dacă vrei prorocesc, asta îți pot da. De câte ori trebuie să te pun să juri ca să spui adevărul? A, vrei să spun adevărul? Nu o zic, nu te mai întorci înapoi. Sunt a terminat, caput cu tine. Nu zic mă, vrei să recunoști ce spun eu? V-am adus o carte. Știți un împărat când îi duce cartea scrisă? Ce face împăratul? N-a recunoscut-o împăratul, a dat-o pe foc. O scriere canonică, a dat-o pe foc a scris-o după aceea din nou. A, prorocii în vechiul legământ nu așteptau ca evrei să recunoască cărțile lor canonice. Era o apostazie. Dacă ar fi pus pe ăștia să recunoască, ăștia ar fi recunoscut prorociile lui Era un cult al lui Baal, întreg în poporul Israel, în poporul legământului. Au descoperit la un moment dat un împărat, a descoperit, un preot a descoperit legea lui Dumnezeu acolo, prăfuită, ascunsă. Ăștia nu mai știau de legea lui Dumnezeu. Când a citit-o pentru un împărat, a fost total nou ce scria acolo. S-a făcut la un moment dat, în timpul altului împărat, s-a făcut uh, Paștele, s-a serbat. Paștele spune că nu s-a mai serbat din vremea judecătorilor. Oamenii ăștia trăiau pe altă planetă. Ei nu trăiau după cuvântul lui Dumnezeu. Păi ce însemna dacă ei? Ce era dacă ei recunoșteau cărțile prorocilor după cum vroiau ei? Ce canon aveam noi astăzi? Nu, Dumnezeu a păstrat canonul așa cum l-a determinat el, nu cum l a determinat oamenii. Da? Apostolii și-au văzut cărțile lor ca fiind inspirate de la bun început și ei n-au așteptat confirmarea Bisericii. Ce au cerut ascultare de la Biserică, da? Iar dacă Biserica ne-ar da canonul și dacă Biserica, prin tradiție, ei tot adaugă lucruri, convingeri, păreri, crezuri, vă întreb, ce speranță pentru reformarea Bisericii există? Vă întreb, pe noi, ce șansă ar fi ca Biserica Ortodoxă să se reformeze? Niciuna! Niciuna! Pentru că lucrurile în care biserica ortodoxă trebuie să se reformeze sunt lucruri care nu se găsesc în Biblie, ci în tradiție. Și cât timp ei spun că tradiția este de același nivel cu Scriptura, n-au nicio șansă să se reformeze. Singurul mod de reformare a bisericii ortodoxe sau catolice sau oricărei biserici, în mare sau mică măsură, într-un mod radical, de la centru sau în aspecte secundare, este să accepte suficiența sola Scriptura. Ăsta este singurul mod în care se poate face o reformă este foarte ciudată în Biserica Ortodoxă că se respinge primirea Scripturii pe baza propriei autorități date de Dumnezeu, dar ni se cere să acceptăm Scriptura pe baza autorității bisericii. Deci Scriptura care este revelată de Dumnezeu are o autoritate derivată fiindcă ne-a dat-o biserica. Da? Dar nu se acceptă autoritatea Scripturii pentru că ea este insuflată de Dumnezeu. Înțelegeți? Sunt două tipuri de autoritate. Noi acceptăm Scriptura pentru că este de la Dumnezeu, dată prin apostoli și proroci. Nu acceptăm Scriptura pentru că ne-a dat-o biserica, ne-a dat o biserica. Practic vorbim, când te uiți în istoria bisericii, sunt niște volume foarte interesante scrise de uh, acest autor, cred că a fost luteran, uh, tradiția bisericii. Sunt vreo 5-6 volume extraordinare care vă arată exact în cursul istoriei cum au apărut practici în biserici. Cultul Fecioarei Maria, cultul sfinților și așa mai departe, Asta n au existat în primele secole. Nu au existat. În momentul în care ai scos tradiția ca sursă de autoritate de aceeași natură ca și -o Scriptura, lucrurile astea pur și simplu dispar. El nu mai există. El nu mai există, da? Așa rezultă doctrine și practici care nu sunt după uh, cuvântul uh, lui Dumnezeu. Um, ultimul lucru pe care l-a spune, deși sunt mai multe, vă voi da documentul, uh, ultimul lucru pe care l-a spune este că nu te poți baza pe biserică ca sursă de autoritate. De ce? Uitați-vă în vremea apostolilor. A zice, cea mai sigură vreme din istorie. Că măcar avea apostolul, când o lua cineva razna, asta venea, tăia în carne vie și spunea negru. Nu zicea, asta e, să -i spui, a, asta e interpretarea ta. Noi credem altfel. Nu! Omul ce spunea așa era. Și în vremea aceea, bisericilor luau razna. În vremea lui. Biserica din Corint spune că accepta apostoli falși. Apostol fac trimis și ai diavolului îmbrăcați în îngeri de lumină. Cum poate o biserică din timpul apostolilor să apostazieze în halul ăsta? Cum poate Domnul Isus să scrie bisericilor din Apocalipsa păstrează cei pe moarte? Cum pe moarte? Cum poate să scrie unei biserici și zice iată eu stau la ușă? Aia nu era la evangelizare. Îi scrie unei biserici, stau la ușa bisericii, l-au scos afară. Au luat o biserică complet razna unei dintre ele. Unele dintre ele nici nu au fost bine plantate Că au acceptat în împrejur Ca mod de convertire, de a deveni creștin Întâi te tai împrejur și crezi pe lângă în Domnul Iisus Și spune, Hristos e degeaba pentru voi Anatema să fie Pe cum au acceptat ăștia într-un timp atât de scurt, Altă Evanghelie Nu doctrine slabe venite de prin tradiție Niciodată n-a fost sigur să te bazezi pe biserică Niciodată Și nici astăzi nu este sigur să te bazezi pe biserică Siguranța noastră constă în faptul că Dumnezeu A revelat Scriptura ea este sigură, este clară, este suficientă și o acceptăm ca autoritate. Amin.